cărți, te uiți în, da, nu contează, da, ai răsturnat puterea divine masculinului tău care era ținută în cuțite, ei liberat-o, da? Ce vreau să zic? Da, și te uiți să afli, dar ce faci acum? Dar unde e? Dar ce? Când vrei așa ceva, gândește-te la un lucru. El nu e în mintea copilului, că ți apare, el e în mintea copilului, el nu știu ce face, el e un tâmpit, e un toromac, omul e copil. Tu când vrei să afli unde e și nu sunteți împreună, sunteți în alte timeline-uri ca și vârstă. Tu înțelegi? Spațiu, scenariu. Tu ai 2 anișori și el are 100. Da? Unde e? Unde poate fi? Ori în cimitir, ori în cimitir. Între nepoții săi, da? Și tu acum te naști și voi aveți, da? Și divin sufletul lui ce face? Se întoarce înapoi în viitor, rezolvă tot ca să fie în rând cu lumea, să fie cu tine. Pe parcurs, dispare, apare, dispare, apare, mai trebuie să rezolve, da? Tu crești. Tu, când vrea să afle despre tine, ce e cu tine, unde ești, tu ești copil. Înțelegi? Și te ajunge din urmă sau te întrece, pentru că are să facă niște drumuri ca să ajungeți împreună. Astea erau scenariile lumi paralele, alte vieți, reîncarnări și tu trebuia să fii cu omul drag. E ceva de genul. Săriți în alte reîncarnări, înțelegi? Ca să vă ajungeți din urmă. Cum adică? Stai un pic. Ia lui, ia l-a luat și stai un pic. Pe cine a luat? M-am întors înapoi, nici nu s-a născut. Ea poate să se nască. El nici nu e. Pe cine să ia? Înapoi în viitor sari și îți rezolvi. Unde e el? Ce faci? Da, Justice. A fost răsturnată Justice, da? Judecata divină. Acum o pui la punct și tai ce nu era. Ți-a fost răsturnată puterea, da? Acum e a ta puterea. Și ai trăsnit de toți pereții, dragi, știi? Și ai eliberat dragonul din tine. Ha, și a ieșit din moderat mod și primește o veste. Veste fiind, sare în scenariul care ai nevoie, de care ai nevoie. Înțelegi cum merge? Unde e? Ce face? E, nu știe, nu alege, nu fa... Normal că nu alege, omul are 2 ani, 3 ani, 5 ani, 10 ani. Tu ești în alt timeline, nu uita. De aia se retură cuantică, experiență personală. M-am trezit cu 2 ani în urmă, în 85, 1985, 84. Da? Și copilul, proiecția copilului care are o vârstă acum se plimbă bine, mersi. La un moment dat nu o mai văd. Nu mai văd cu cine rezonează copilul. Și te simți în anii ăia, când copilul avea un anișor și începi să clirui, să vindeci. Și nu te interesează copilul, să nu-ți faci griji. Te interesează dragostea vieții tale. Clirui, el și ea, începutul. Da? De unde pornește tot. Și pe parcurs se clirui și copilul, vindecă, energiile vindeci. Da, ai cheia și drumul. Însă și moartea îți dă cheia. Honey, ai trecut cu brio. Unde am trecut? Undeva? Undeva ai sărit, ai trecut? Idei nu am, ia-ți cheia. Cine? Da? Era, ziceam tot timpul. Ce tare țuica asta sau băutură sau care, da, ce nație, ce băutură, cea mai tare poate fi, știi, ca și tărie, alcool, să zicem. Și gusta și zicea, cine a făcut țuica? Baba cu cheile. Baba care avea cheile de la tot castelul neamului, de pe timpuri. Ea făcea țuica tare. Ei, ai cheile de la țuica. Cea mai tare. Drumul.